așa cum îi spune și numele, dar care are în jur o grămadă de alte personaje contemporane cu noi în România și Bucureștiul ăsta în care trăim acum. E multă, se întâmplă povești de iubire, relații, prietenii, familie, carieră. E un mix interesant de lucruri care populează, cred eu, viața unei femei în societatea de acum, în jurul vârstei de 30 de ani, pentru o generație ancorată destul de tare în prezentul social al momentului, în prezentul ăsta în care trăim acum. Cred că va fi interesant, pentru că generația asta de 30 de ani e destul de ignorată în poveștile care apar pe la noi. Spun că mă regăsesc în această generație și nu prea am văzut multe, știu eu, filme, seriale făcute pe aici prin România care să abordeze direct problemele cu care ne confruntăm. Vorbim, bineînțeles, și despre personaj, Raluca. Cine este Rux? Exact cine ai spus. Rux poate fi, poți să fii tu, poți să fiu eu. Sunt exact femeile, cum a spus și Iulia, în jur de 30, care trăiesc în zilele noastre, care încearcă să-și crească un drum în acest nou curent în care ne dorim să avem identitatea noastră personală, fără prea multe influențe din afară. Deci o femeie ca noi toate, exact cum a spus Iulia, serialul se numește Rux, dar vom descoperi de-a lungul serialului și alte personaje feminine extrem de importante, la fel de importante, la diferite vârste, cu diferitele încercări pe care le impune vârsta respectivă și cred că se vor identifica mulți oameni, n-a spune doar femei, mulți oameni. Deci să înțeleg că nu este un serial dedicat exclusiv femeilor. Nu, asta cred că doar pentru că suntem mai multe protagoniste femei, cred că cumva avem impresia că e despre femei. Nu, e despre lumea zilelor noastre. Femeile interacționează la rândul lor cu bărbații și nu putem să eliminăm doar pentru că suntem noi, vezi, doamne, personaje principale. E un rol la fel de important ca și noi în serial. Acum că avem imaginea de ansamblu, ne așteptăm așa la niște încrengături, la povești, la obstacole, așa cum suntem obișnuiți în seriale. Câte episoade vor fi? Sunt 8 episoade. Eu am regizat 6 dintre ele, Octav Gheorghe a regizat 2 dintre ele. Da. Și o să fie genul ăla de episod care mă lasă la sfârșit să mușc din pumn și să zic, păi, abia aștept să vină săptămâna viitoare să văd ce se întâmplă. Mie așa mi se pare, eu asta am simțit când am citit prima dată scenariu, de-abia așteptam să citesc următorul episod. Deci mă gândesc că dacă din scritură pe mine una m-a ținut, e posibil, venind toată artileria de actori, imagine, scenografie și tot ce e în spate, cred că și cu atât mai mult crește sentimentul ăsta, care oricum se găsește în poveste. Evident, el nu e un poliție sau nu e un mystery, adică nu te aștepți să vezi oare ce s-a întâmplat, dar cred că te atașezi de personajele astea de la episod la episod și te interesează foarte tare să vezi ce urmează să facă, ce o să se întâmple cu ele. Cred că asta din primul episod vrei să vezi cum evoluează lucrurile pentru fiecare dintre ei. Da, să le descoperi povestea până la urmă. Anunțul despre acest serial a fost făcut undeva prin 2020 și, bineînțeles, filmările s-au întâmplat în pandemie. Cum a fost experiența filmărilor în pandemie pentru fiecare dintre voi? Să-i spunem inedită, o să răspund eu prima. Este ceva pentru care nu te poți pregăti, deci a fost un first, ca să zic așa, pentru toată lumea. Am avut noroc de o echipă extraordinară și când spun echipă mă refer la partea artistică cât și partea tehnică. Cumva ne-am asumat cu toții lucrul ăsta. Am fost și privilegiați că am lucrat într-o perioadă în care nimeni nu știa exact încotro se îndreaptă lumea. Și faptul că noi ne vedeam zilnic cu niște oameni constant și cumva am trăit într-un fel de bulă care a făcut toată perioada aia de nesiguranță mult mai suportabilă și nu cred că puteam să trăiesc perioada asta de pandemie mai frumos de atât. Adică am fost recunoscătoare zi de zi. Evident că asta nu înseamnă că nu au fost greutăți. Zona administrativă, numai faptul că stăteam cu măștile alea 12 ore pe zi și sunt chiar oameni pe care nu i-am văzut fără mască 2 luni. Adică mi-era frică că dacă îi întâlnesc pe stradă, nu o să-i salut, că nu știam cum arată. Dar în afară de lucrurile astea, cred real și susțin lucrul ăsta, oamenii din lumea filmului, din toată industria asta, sunt niște oameni excepționali.
de acord cu tot ce spune Raluca. Cred că am simțit cu toții în aceeași direcție. Și bucurie că facem asta și dificultăți pentru că nimeni nu s-a așteptat și nimeni de fapt nu ne-a învățat pe niciunul. Eu asta am simțit toată perioada filmării, că nimeni nu m-a învățat cum să fac asta sau cum să fac dacă asta la altă. Deci cumva a fost un proces în care am învățat fiecare pe felia lui și în care ne-am și ajutat foarte tare unul pe altul. Și oricât de greu a fost, pentru că a fost, am senzația că toată povestea asta și toate restricțiile și felul în care lucram și felul în care stăteam împreună, cred că ne-a unit foarte tare ca echipă și asta de fapt ăsta a fost motorul întregului demers, că nimeni nu voia să ne oprim, nimeni nu voia să se îmbolnăvească nimeni. Toți voiam să mergem și toată lumea lupta de fapt pentru serial, pentru toată povestea, să terminăm filmarea, să fim ok cu toții și am terminat și am fost ok cu toții și asta e mare lucru, mi se pare. Da. Cel mai important, da, într-adevăr, pandemia asta ne-a schimbat tuturor modul de a face lucrurile, inclusiv pentru noi. S-au schimbat, uite, în loc să fim împreună în studio în continuare, ne folosim și din fericire avem această opțiune, da, să ne folosim de Skype, de Zoom, de noile tehnologii, pentru că altfel nu știu cum am fi putut să ne desfășurăm fiecare dintre noi meseriile. Raluca, mă întorc la tine. Ce ți-a plăcut cel mai mult la personajul pe care îl interpretezi, dar și care este lucrul care nu-ți place? Ceva cu care tu nu ești de acord din ceea ce face sau gândește sau simte personajul tău? Asta, o să încep cu asta, cum ar veni că nu sunt de acord, deși și eu l-am făcut foarte mulți ani. Faptul că Rux are tendința constantă să-i pună pe ceilalți pe primul loc. Să aibă grijă de ceilalți, dorințele celorlalți sunt mai importante, întâi le rezolv toată lumea și după aia mă întorc la mine. Chestia asta nu poate fi foarte a la lung, pentru că la un moment dat va trebui să te întorci și la tine și va trebui să înveți să-ți pui niște limite, va trebui să înveți să te impui, să-ți impui propriile dorințe în viața ta, chiar dacă oamenii din jurul tău nu sunt întotdeauna de acord. Asta este o chestie pe care aș schimba-o la Rux, dar nu pot să zic că nu-mi place, pentru că și eu am făcut-o de foarte multe ori. Iar ceea ce îmi place, eu am înțeles foarte bine personajul ăsta în interiorul meu. Am rezonat cu el foarte bine. Profesionalismul ei, loialitatea ei, felul în care se controlează în anumite situații, felul în care rezolvă, felul în care înțelege, umorul ei. Deci sunt extrem de multe lucruri care mi-au plăcut la femeia asta. Vorbim despre un personaj complex, nu un personaj strict negativ sau pozitiv. Sunt și părți bune și părți rele. Da, și ăsta este meritul Verei, pentru că asta exact din scriitură s-a citit și atunci asta a fost cred că este marele avantaj al serialului, că sunt oameni vii, oameni reali, care pot trăi printre noi, nu sunt supereroi, nu sunt villains, adică sunt oameni care te poți întâlni oricând pe stradă în România anilor pe care îi trăim. Și sunt situații cu care ne putem confrunta fiecare dintre noi, cu toții avem o soră. Și ne și confruntăm. Exact, o soră, un prieten, un șef pe care îl respectăm sau pe care nu îl respectăm și așa mai departe. Iulia, ați fost doi regizori care ați lucrat în echipă la realizarea acestui serial. Din câte știu eu, pentru tine a fost chiar primul contact cu formatul de serial. Cum a fost experiența asta în primul rând? Eu am tot zis asta și chiar simt că a fost ca o a doua școală de film pe care eu am făcut-o la filmările de la Rux. Odată pentru că, ce spuneam, nu m-a învățat nimeni să fac o grămadă de lucruri care, ok, au fost neprevăzute, nimeni nu știa că o să vină o pandemie peste noi când ne-am apucat de asta, dar a fost diferit într-adevăr pentru că e un alt stil de lucru la serial față de cinema, ce știam eu înainte. Și odată ca număr de zile de filmare și ca durata întregului proiect, și doi, ca tip de lucru, apropo de întrebarea cu cum am lucrat cu Octav și cum am lucrat, eu am simțit că am lucrat într-o echipă foarte mare, nu am fost doi regizori, am fost mulți oameni, adică deciziile creative care s-au luat într-un soi de grup, de creative core, cum îi spuneam noi, adică un loc în care tu nu ești autor total la un serial. Eu nu m-am simțit autorul serialului, prin urmare, și cred că nici Octav. Prin urmare, noi am lucrat cu toții, ce spuneam mai devreme, în aceeași direcție, pe o
pe niște decizii luate la comun și așa că a fost foarte simplu din punct de vedere creativ și logistic, evident, echipa era aceeași, actorii erau aceiași, ei știau personajele, duceau tot traseul, oricum i-au dus foarte mult pe umerii lor actorii din distribuția RUC și eu am mai zis și le sunt veșnic recunoscătoare pentru treaba asta, pentru că, apropo de ce spunea Raluca, personajele astea, da, sunt scrise complex de Vera și sunt foarte ofertante, dar cred că dacă actorii care preluau mai departe treaba de a le face vii și de a le duce pe ecran nu erau la fel de implicați cum erau ei, complexitatea asta se pierdea și cred că nu numai că s-a pierdut, dar s-au adăugat niște straturi. Iar cu Octav m-am înțeles foarte bine și simt că ne-am ajutat unul pe altul foarte mult și nu ne cunoșteam înainte, asta iarăși e foarte amuzant, dar a fost o conexiune foarte bună și aș relua oricând experiența asta. Deci n-au fost momente când v-ați călcat pe bătături, când au apărut discuții, nu știu, orgolii, poate stiluri diferite de a lucra? În niciun caz, pentru că cred că nici eu, nici Octav nu suntem genul de oameni care să aibă orgoliu de autor sau orgoliu să episodul meu sau treaba mea deloc. Adică cred că aici ne-am potrivit uman, iar profesional până la urmă era ceva ce aveam cu toții de făcut și nu făceam singur și n-am făcut singur niciodată, am făcut cu toată echipa din spate și cu toți actorii. Și nu, stilistic cred că n-ai putea să-ți dai seama cine ce-a făcut. În plus, sunt secvențe din episoadele lui Octav pe care le-am regizat eu și secvențe din episoadele mele pe care le-a regizat Octav, adică la un moment dat ne-am și intersectat. Deci munca s-a îmbinat frumos. Eu înțeleg că Bucureștiul e un personaj important în acest serial și v-aș întreba ce rol joacă. E Bucureștiul acela care ne supără cu grop, cu trafic, cu aglomerație sau îi vedem și fața frumoasă, latura frumoasă, cea trezită de dimineață așa și un pic machiată, cu un pic de fond de ten, care arată totuși bine, poate apuca să se și coafeze puțin? Tocmai asta e, cred că n-a apucat să-i coafeze, asta e Bucureștiul. Eu iubesc București, eu m-am născut în București. Pentru mine București nu este un oraș excepțional. Lăsând la o parte, eu evit să vorbesc despre asta cu gropile trafic. M-am născut aici, am învățat să conduc, m-am obișnuit așa. Asta nu înseamnă că sunt resemnată și m-am obișnuit cu răul. Dar cred că real, dacă vrei să vezi doar răul o să-l vezi. Eu ador Bucureștiul vara, de exemplu. Mi se pare că are o personalitate aparte orașul ăsta. Se schimbă odată cu noi. Are zile în care te surprinde, dimineața la 8 pleci, te pregătești pentru un trafic din ăla infernal și de fapt ajungi în 20 de minute. Toată lumea se întreabă, bă, e sărbătoare azi? S-a întâmplat ceva? Știi ce zic? Da. Și după aia brusc ai vara când tu știi că e liber, brusc e un trafic infernal pentru că nu știu ce maratonie. Deci e plin de surprize Bucureștiu și da, într-adevăr, chiar e un personaj. Pe o capitală europeană, oricât ne-ar plăcea nouă să fim mai cârcotați, să zicem că nu este, evoluează o dată cu noi, sunt niște case, niște zone superbe în București, mă plimb acolo, le ador, le știu de ani de zile și văd că se renovează și îmi crește inima de bucurie. Evident că nu se întâmplă în timpul în care am vrea noi. Evident că lucrurile se mișcă mult prea încet pentru felul în care ne-am obișnuit noi se întâmple lucrurile. Acum, mamă, sunt foarte optimistă în dimineața asta, se pare, probabil pentru că ninge. Avem nevoie, să știi. Pentru că se ninge, se pare că ninge în martie, iată ce surprize. Mă uit pe geam și văd că a început să fulguiască. Deci, frumos. Cumva, lucrurile se schimbă. Și mie îmi place Bucureștiul și chiar cred că e un personaj. N-avea cum să nu fie. Și mie îmi place Bucureștiul și eu m-am născut aici, l-am văzut în toate cartierele lui aproape, pentru că dintr-un motiv sau altul am locuit în foarte multe locuri din el. Așa, eu ești și ca orice femeie. Nebănuită căile Bucureștiului. Am făcut turul Bucureștiului, locativ, și da, sunt niște... Mie fix melting pot-ul ăsta îmi place și contrastul ăsta pe care el îl oferă față de alte locuri, adică imperfecțiunea asta, bine, mie îmi place în general imperfecțiunea și defectele și tot, dar imperfecțiunea asta cred că dacă știi într-adevăr să te uiți la ea din unghiul potrivit e ceva foarte special și da, Bucureștiul din RUC e foarte prezent pentru că personajele astea vin din toate zonele sociale, locuiesc în zone diferite, tipuri de locuințe diferite, au joburi diferite, adică faptul că sunt atât de multe personaje și sunt împrăștiate de fapt în tot orașul ăsta, ne face un tur al lui. Cred că e un pic mai
strălucitor decât îl vedem noi la 8 dimineața în trafic, cred, deși e sunt multe secvențe cu un trafic în rupt, că țin minte că uram să le filmăm eu. Dar da, cred că dacă l-ai văzut și-l știi, te recunoști și recunoști locuri și ți se face dor de ele, unele s-ar putea să nu mai existe până vedem noi serialul, cred că unele s-au schimbat cel puțin vizual. Și dacă nu-l știi, cred că ai vrea să vii să faci un tur, pentru că e foarte... Viu, da. Chiar este un oraș viu și eu m-am născut, am crescut în București, am văzut și părțile frumoase și părțile mai puțin frumoase, dar recunosc, nu știu dacă aș pleca de aici. M-am obișnuit așa, cu bune și cu rele. Mulțumesc mult pentru participarea în emisiune, în matinal, în această dimineață și că ați fost așa matinale odată cu mine. Deci pe 8 martie o să avem premiera serialului Rux. Abia aștept să văd, sunt super curioasă. V-am spus, am văzut trailerul, mi-a plăcut de la primele imagini și am nevoie și de seriale românești. Înțeleg că o să fie așa o surpriză. Pe 8 martie o să avem parte chiar de 2 episoade. Ceea ce este grozav. Mulțumesc încă o dată pentru participarea în emisiune. Vă doresc o zi frumoasă și să ne auzim cu bine la mai multe, la mai multe seriale. Așa să fie. Mulțumim și noi. Mulțumim. Zi frumoasă. O zi frumoasă. Ciao.